Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Socialiștilor, fost șef al statului, domnul Igor Dodon. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua, Gheorghe! Nu, de ce? Da. Ca de obicei, pentru că e ora 16, dacă mai apar ceva evenimente următoarele 3 ore, nu, poate să mai apară ceva. Deci, și dacă nu le-am comentat, cerem scuze de la telespectatori. Până deschide mai mult lumea televizorul, ca de obicei, cum o fac eu în ultima lună, urmăriți campionatul european de fotbal, iată, au mai rămas încă 3 meciuri, 2 semifinale. Ce v-am urmărit? Spania, Franța, Olanda, Anglia. Am urmărit. Am ținut cu România, sincer. Da, și dumneavoastră? Dar de ce nu? Păi, ce mi-e aproape? Uh-huh. România, Ucraina. M-am bucurat că n-au câștigat în primul meci. Bine. Dar pe ucraineni i-au bătut. Asta e paradox. Că ținem cu amândoi, dar... Da, urma ce a urmat, așa că așteptăm ce va fi în semifinale. Nu, Spania, Franța, eu cred că se merită să fie finală, dacă spunem sincer. Turcia, Anglia, pe de altă parte, eu cred că... Nu Turcia, Olanda. Olanda a bătut la penalti. Nu la penalti, 2-1 a bătut pe Turcia. La penalti a câștigat Anglia. Dacă nu mă înșel. Nu mai țin minte nicio, că erau mulți. Cei care ne privesc, la sigur țin minte. Da. Eu cred că și Spania și Franța pot fi în final. Va fi, cred, cel mai interesant va fi. Din partea cealaltă, Olanda, Anglia. Olanda a jucat foarte bine cu Turcia. Poate să oferi o surpriză. Așa că eu cred că poate fi o finală Olanda-Spania. Și locul 3 Franța. Vedem. Cu Anglia. Vedem. Haideți să vorbim despre ceea ce deja știm. Deci, dumneavoastră astăzi dimineața ați anunțat că dumneavoastră personal nu candidați la șefia statului. Partidul Socialiștilor nu va avea candidat de partid propriu pentru prezidențialele în toamna acestui an. Iar la final a spus că veți susține un candidat apartinic, unic, de compromis național, în jurul căruia să fie posibilă consolidarea mai multor forțe de opoziție, am încheiat citatul. Și acesta este, ați anunțat dumneavoastră, domnul Alexandru Stoianoglu, fost procuror general al Republicii Moldova. Ca să o luăm încetişor, de ce, de unde și până unde s-a ajuns la asta? Pentru că, vă recunosc, iertați-mi lipsa de modestie, dar chiar cu multă lume cu care am vorbit, a fost o surpriză pentru tare mulți, inclusiv oamenii informați din țara noastră. Domnule Gonță, haideți să luăm pe rând. Evident că a fost o anumită intrigă, o anumită așteptare, suspans, ce vor face socialiștii în această campanie de alegeri prezidențiale. Pentru mine personal, cel puțin, strategia a fost clară încă din luna ianuarie-februarie. Eu vă amintesc și inclusiv la o emisiune de dumneavoastră eu am anunțat că pentru mine nu este o prioritate participarea în aceste alegeri prezidențiale. Eu am fost șef de stat. Și eu încă din luna februarie, sincer, vorbind cu școalți lideri de opoziție, insistam și propuneam totuși să găsim o candidat independent, numim apolitic, ce înseamnă politic, adică nu membru unui partid politic. Pentru ca să fie susținut și de alte partide. Și am dat și un nume. Dacă vă amintiți, eu am spus de domnul Stoianoglu. Unii m-au atacat, unii au spus că noi mimăm, că noi nu știu ce mai facem acolo. Dar eu am discutat cu foarte multă lume simplă, cu oamenii prin țară. Eu, practic, în fiecare 2 săptămâni sunt în teritoriu, în întrevederi. Prin piețele raionale, prin sate. Și eu cred că 80% din cetățenii cu care eu am discutat îmi spuneau doar un lucru. Domnul Dodon, uniți-vă toți din opoziție. Încercați să vă uniți în aceste alegeri prezidențiale. Adică să găsiți o strategie comună, un candidat comun. Și noi a fost, eu cred că logic, trebuie să răspundem acestor solicitări. Noi înțelegem că unii oponenți politici, inclusiv cei de la guvernare, erau siguri că va merge tot un candidat. Inclusiv unii lideri ai partidelor de opoziție. Diferite strategii, diferite atacuri la adresa lui Dodon, că Dodon s-a înțeles cu Maia Sandu, că Dodon e cel mai bun contracandidat a Maia Sandu. Eu mă uitam la toate acestea cu zâmbet, pentru că știam unde merg.
știam unde vreau să ajung, haideți așa, pentru că, până la urmă, trebuia și domnul Stoianoglu să accepte să fie candidat la alegeri prezidențiale, cuși vorbim de domnul Stoianoglu puțin mai departe. Eu știu că ei s-au pregătit pentru un scenariu, mai mult ca atât o să vă spun. Ei deja au pregătit strategiile în campanie electorală anti-Dodon. Ei au pregătit spoturile electorale, s-au plătit bani. Am ăștia al de Cozel și alții, trebuie să nu pleci la mare, trebuie să filmezi alte rolici. Nu, o să mai facă niște bani, niște producători acolo, pentru că și ei n-au strategie, ei nu știu ce să facă. Ei cine? Oponenții politici. Și de pe stânga unii, și de pe dreapta, și de pe centru. De ce, dacă să revenim la ideea de bază, eu sincer cred că aceste alegeri prezidențiale pot fi învinse de către opoziție. Opoziția poate învinge în aceste alegeri. Pentru aceasta trebuie un candidat neutru, un candidat care să nu facă, să nu ofere posibilitatea să facă campanie celor de la guvernare, și un candidat care, varianta ideală, cel puțin în turul 1, dacă nu în turul 2, să fie susținută de toată opoziția. Și o să spun un lucru care o să se vadă în următoarele măsurări, eu sunt sigur, pentru că măsurările care au fost, sondajele care au fost până astăzi, nu luau în calcul această soluție care astăzi a fost oferită. Toate sondajele arătau turul 2, Maia Sandu, Dodon, Igor. Nu arătau și nu aveau de unde să arăte o soluție cu un candidat independent ar putea trece în turul 2 și a învinge. Dar eu sunt sigur, și o să vedem și următoarele măsurări care o să le avem și interne și externe, că domnul Stoianoglu poate și va învinge în aceste alegeri prezidențiale. Nu înțelegem unde o să bată oponenții noștri. Nu înțelegem. De ce o să discutăm și cu potențialii parteneri în această luptă pentru turul 1. Mai departe vedem strategia comună a opoziției pentru turul 2. Aceasta este prima parte să răspund de ce. De atâta că din start ne-am pus acest obiectiv. Interesul național, dacă punem în față interesul național, nu interesul gust de partid. Cineva zic, dar nu Dodon niciodată nu o cedeze că e ambițios. Da, eu sunt ambițios. Dar noi trebuie să dăm dovadă de maturitate politică la o anumită etapă. Să ne gândim ca oameni de stat la urma urmei. Și acum mă refer și fac un îndemn către toți liderii partidelor de opoziție. Eu nu vreau să critic pe nimeni și că aveți mesajul meu. Ei mă atac. Astăzi încă nu m-au atacat, că nu știu ce să spună. Dar noi nu o să răspundem la aceste atacuri, pentru că ei sunt potențialii parteneri pentru a învinge în aceste alegeri prezidențiale. De ce eu le recomand să ne axăm toți pe lupta cu actuala guvernare, pentru că asta este problema cea mare în țară. Acum aici sunt de-a doua parte a mesajului care l-ați spus. Invitația la dialog. Mulți nu au atras atenția, dar eu vreau să remarc acest lucru. Noi astăzi, briefing-ul împreună cu domnul Stoianoglu, l-am avut în incinta Partidului Socialiștilor, dar nu eram pe bannerul cu simbolica Partidului Socialiștilor. Era bannerul alb din urmă. Nu întâmplător. Stoianoglu nu este candidatul Partidului Socialiștilor. Stoianoglu este candidatul independent pe care este gata să susțină Partidul Socialiștilor împreună cu alte partide. Eu am rugat colegii din partid, vineri când pregăteam această conferință, această lansare, dacă doriți, să schimbe, să nu fie steluța și denumirea partidului din urmă. Pentru că atunci unii lideri de opoziție și probabil îi pregătesc așa mesaj pentru ziua de mâine, dar și să-mi ducem că el e candidat socialiștilor. El nu e candidatul socialiștilor. El este candidat independent, apartinic, pe care cea mai mare forță de opoziție din țară, Partidul Socialiștilor, și liderul Partidului Socialiștilor cu al doilea rating în țară, este gata să-l susțină. Dar dorim să facem acest lucru împreună cu alte partide de opoziție. De ce, ca să finalizez gândul, domnule Gonța, de ce noi am venit cu această invitație pentru ziua de miercuri? Noi nu avem timp de pierdut. Pentru ziua de miercuri, la orele 10, să ne așezăm și să vedem. Are șanse domnul Stoianoglu să fie candidatul din partea la mai multe partide?
3, 4, 5, lasă vină toți. Și azi am numărat în Voroni, de exemplu, ar fi logic. Noi cu Voroni suntem în bloc. Chicu, Ceban, Ceban a spus că nu participă, dar ar putea să sunt un candidat independent. Cine mai sunt acolo? Usatăi, Vlah, pe dreapta este Filat, Năstas, care au declarat că participă. Mm. Același Ulianovski. Haideți să vedem. Eu înțeleg foarte bine poziția fiecărui. Noi luăm în calcul faptul că fiecare își are agenda sa. Dar haideți să mai dăm o șansă. Domnul Stoianoglu va merge în alegeri prezidențiale indiferent de ceea ce se va întâmpla miercuri. Dar ar fi bine să meargă cu susținerea tuturor. Pentru că domnul Stoianoglu este o persoană prea serioasă, prea profesionistă și solidă, ca să se arunce pur și simplu așa cu declarații. Declarația care a făcut-o astăzi, că a luat decizia să participe în alegeri prezidențiale, o să-l invitați și o să discutați, eu n-am mandat să vorbesc din partea domnului Stoianoglu, dar probabil dumnealui a luat în calcul absolut toate elementele și necunoscutele următoarelor câteva zile și câteva luni. Haideți câteva precizări. Dacă miercuri nu vine nimeni, sau dacă vine cineva la discuție și nu se ajunge la nicio concluzie, domnul Stoianoglu continuă să fie candidat independent, susținut de către socialiști. Domnul Stoianoglu, în orice caz, va fi candidat al poporului, candidat neafiliat politic și un viitor președinte care trebuie să asigure un echilibru în societate. Eu, ca să concretizez, domnule Gonță, eu consider că nu întâmplător în legislație este indicat că președintele țării nu trebuie să fie membru de partid. Uitați ce face actualul președinte. Este portavocea PAS-ului. Stop! Ceea ce am făcut și eu, când fiind președinte de țară, evident că am participat la multe activități ale Partidului Socialiștilor. Și evident că Partidul Socialiștilor a avut de profitat politic din mandatul de președinte al lui Igor Dodon. PAS-ul are profit politic, dacă doriți așa, din mandatul de președinte a Maia Sandu. Dacă noi ne dorim un președinte de țară care să fie pentru toți, de mulți vorbesc, președinte trebuie să fie președintele tuturor, el trebuie să fie o persoană neafiliată politică. Sarcina următorului președinte al poporului, dați să-l numim așa, de interes național, este să asigure un echilibru, să fie departe de toți actorii politici, să nu favorizeze absolut pe nimeni, să asigure următoarele alegeri parlamentare în următorul an să fie democratice și egale. Eu sincer cred și chiar cred în aceasta, că domnul Stoianoglu ar putea îndeplini aceste sarcini. Mai bine decât oricare altul care s-a declarat concurent electoral deja în această campanie electorală. De aceea domnul Stoianoglu, în opinia noastră, și asta este decizia noastră, am avut și executivul politic, este decizia noastră asumată. Noi considerăm că domnul Stoianoglu trebuie să fie o persoană apolitică care să asigure un echilibru și să nu fie afiliat politic nici cu un partid. Dar dacă niciun partid nu va dori să susțină, atunci să asume fiecare mai departe traiectorie. Noi suntem gata să-i oferim tot suportul. Comparativ cu toate partidele de opoziție, chiar și nu o să mint dacă o spun chiar și cu partidul la guvernare, noi avem cea mai dezvoltată infrastructură partinică. Peste 160 de primari, 16 orașe conduse de socialiști, 10 centri regionale, 11, dacă nu greșesc, președinți de raioane, încă în vreo 7-8 raioane avem vicepreședință, adică noi avem o infrastructură partinică foarte dezvoltată, care suntem gata să o punem la dispoziția acestui candidat și să-l ajutăm. Și să muncim pentru ca el să aibă rezultat. Domnul președinte, unele voci, e adevărat, deocamdată doar la telefon, spun că Dodon ne-a tras în țeapă, ne-a jucat pe la spate. Or, dumneavoastră ați fi putut, zic unele voci, vorbi cu acești lideri de partid de până miercuri. Măi băieți, haideți să ne întâlnim, pentru că Stoianoglu e gata să bată cu doamna Maia Sandu. Și ieșim, iată el în față și noi patru, noi cinci în spate, prin părțile drepte și stânga domniei sale.
Dumneavoastră ați venit, faceți anunțul și i-ați spus în fața faptului împlinit pe toți. Noi cu toți am vorbit cei care eu am dialog. Noi am avut discuții parcursul ultimilor luni la acest subiect. Nu o să dau detalii, nu-i corect față de acești potențiali parteneri în această campanie prezidențială. Noi am discutat acest lucru și în format mai larg, și în format mai îngust. Noi am discutat că domnul Stoianoglu ar fi gata să meargă. Au fost discuții pe platforma doamnei Natalia Murari, unde s-a spus despre Stoianoglu. De ce cei care spun așa lucru, ei nu sunt sinceri. Sau lasă ea să spună public. Dar care este problema? Care este problema? Dacă într-adevăr vă doriți să fie un candidat unic, păi ce contează? Haideți să ne așezăm. Dodon nu merge. Pentru voi era problema de bază că Dodon să nu candideze. Pentru mulți aceasta era problema de bază. Nu candidează Dodon. Dodon a făcut un pas în spate. V-a dat posibilitatea să ne unim toți. Deci e evident că acum se vor căuta justificări. Noi înțelegem lucrul acesta și de tot felul. Pentru că, repet, strategiile s-au făcut. Bani deja s-au luat din partea politehnologilor care au făcut tot scenariul anti-Dodon. La dânși campania e făcută anti-Dodon. La dânși la mulți campania nu e anti-Maia pregătită, e anti-Dodon. Dar acum ce să spună? Pentru că marea majoritate de cei care vă spun dumneavoastră la telefon că i-am tras în țeapă, parcursul ultimilor 3-4 luni, a spus că cel mai bun candidat este Stoianoglu. Pur și simplu, Dodon e de vină, că Dodon are ambiții mari politici, egoism politic și de ce nu poate fi candidat unic. Păi ia că este. Haideți. Mergem împreună. De la conferința, de la briefingul de presă de astăzi dimineața, dumneavoastră, a trecut vreo 5-6 ceasuri. Până la ora asta, 16:15, aveți vreo confirmare de la vreun lider partid dintre cei pe care i-ați numerat la briefing? Că... Noi nu am solicitat nicio... Eu nu am contactat pe nimeni. Și noi nici nu o să contactăm pe nimeni. Adică vă duceți dimineața cu domnul Stoianoglu și cine e acolo, ducem, e acolo. Îmi ducem domnul Tkăciuc, a pus la dispoziție, apropo, el tot e un lider al unui partid de opoziție, oficiul său, ca să nu fie la socialiști. Eu mă gândeam unde, să duci într-un hotel sau în piața Marina Națională, sau... Scădea la Marche Ghenci, noi suntem cu nas prieteni vechi, cu diferite istorie. Și aici e un lucru interesant, așa e? Noi cu Marche Ghenci am avut nu cele mai bune relații. Deloc. Ну, мягко говоря. Дар я каичи, да, довада куйте, авем диалог. Да, но и дискутат кодом Ткачук ультима саптамына доула че субъект. Я реконоск. Дече, че не дорешти, повтим. Мерджем на интим преуна. Ну, авем, хайца ша, ну, авем пятра скунса ичи. Кщенева скандешти, ага, яры, хитрый план Дадона, ну, ще сфака, хоп. Înaintarea, am văzut din partea că șești la guvernare, nu știu ce să spun, la dânșa metodicile trebuie să fie schimbate, mă. Că doar dintr-un centru le scriu metodici, și trebuie să pui pe Gonța, și trebuie să pui pe Dodon, și trebuie să pui pe Cutare. Și era scris tot. Și amul trebuie să schimbi, tot și nu știu ce să zic. Și am văzut unii, că dar nu, că Dodon nu știu ce să facă, că până pe 20 august mai este timp, oameni buni. Dodon va merge cu această candidatură în alegeri prezidențiale. Și îl va susține plenar, împreună cu Partidul Socialiștilor. Dar eu din curiozitate vă întreb, dar de ce nu cantați dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți lansat pe locul 2, totuși. Eu am fost... Pentru că gura lumii spune că Dodon e cel mai potrivit cantat pentru Maia Sandu, de atât nu cantați. Nu, eu am fost președinte, eu doar am spus lucrul ăsta. Nu, domnul Gonța, dar dumneavoastră ca cetățean acestei țări, dar nu v-ați săturat atâta Maia Dodon. În 2016 Dodon Sandu, în 2020 iară Dodon Sandu, dar păi hai să dăm oamenilor și alte opțiuni. Și eu nu vreau ca această campanie electorală să discute despre războiul din Ucraina sau despre Putin. Poate Maia Sandu și cei de la echipa sa așa vor. Nu, discutați, vă rog, de ceea ce se întâmplă în țară. Discutați despre ceea cum ați încălcat Constituția, cum ați lichidat statul de drept, cum vă bateți joc de oameni, cum preluați justiția. Și discutați acest lucru cu un om care știe pe pielea proprie, domnul Stoianoglu, pe care voi l-ați închis. Și care a câștigat la CEDU deja câteva dosare și va câștiga și mai departe. Discutați! Dar dumneavoastră sunteți foarte sigur, domnule președinte, că de faptul că domnul Alexandru Stoianoglu va fi înregistrat în cursa electorală, ori domnia sa are câteva procese penale pe rol, are un proces câștigat, dar îi merge la apel,
Noi să știți că noi suntem în Republica Moldova și e o țară minunată, fantastică. Noi legislația se poate de schimbat până să încheie emisiunea asta. Domnul Gonța, să înțelegi în capul lor bolnav. Nu vorbiți așa, vă rog. Dar de unde știți de cine am zis eu? Da, aici. Da. Păi atunci ce vă grăbiți? Ok. Să înțelegi ce va face guvernarea, eu cred că nimeni nu o să încerce acum să le dea careva sfaturi sau să ghicească ce vor face. Nimeni nu știe. Că lor și le-au dat în cap ce fac. Și fac greșeli în altă. Dar, în primul rând, pe dosare. Și eu am dosare. Eu am 13. Dintre care 3 sunt judecate, 10 încă sunt la fază de urmărire penală. Și încă unul încă am la CNI-ul, la Curtea de Apel. Care, apropo, prevede că nu ai dreptul să participi în alegeri. Noi am discutat cu domnul Stăinov la acest lucru. Că el este jurist, fost procuror. Nu este acolo. Nu sunt acolo în cele entitate acum și care sunt pe rol. Nu sunt așa riscuri. Acum, întrebarea dumneavoastră care este una foarte corectă. Dar ce se întâmplă în cazul că acest candidat nu este înregistrat? Sau este scos din curs? Atunci eu pun o întrebare către toți, către societate, către cetățeni. Dar care este sensul în aceste alegeri atunci? Care este sensul în alegerile când principalul concurent, potențial candidat al opoziției, tu îl scoți din campanie electorală? Și vă spun sincer, noi vom boicota aceste legi. Și eu cred că vor boicota majoritatea cetățenilor. Și atunci o treime, mai puțin de o treime, va fi și la referendum și la alegeri prezidențiale. Și vreau să o văd pe Maia Sandu alesă cu 10% în alegeri repetate. Își dorește doamna Sandu acest lucru? La dumneavoastră situația e foarte proastă, inclusiv în contextul ceea ce se întâmplă pe extern. După anul nou o să fie și mai prost. Nu o să aibă susținerea cei care au avut-o în primul mandat. Și lucrul ăsta devine din ce în ce mai evident. Vrea să fie un președinte nelegitim ales cu 7%? Să-și asume. Dar credeți-mă, o să fie mai simplu oamenilor de explica de ce nu trebuie să participe deloc pe data de 20 octombrie. Decât să-i explici că la prezidențiale trebuie să participe, dar la referendum nu. Asta e greu la om în cap. Eu am încercat, am testat deja câteva, că cred că vorbim azi despre referendum. Dar să-i spui, băi, nu ieșim deloc, stăm acasă. Și campanie națională în acest direct. Nu o să credeți că noi nu vom reuși? Știți că noi am început despre fotbal. Unele echipe câștigă au un câștig îndoielnic. Dar el este victorie. Eu știu ce... Mă înțeleg. Oricum e victorie. S-a încheiat, noi spunem că arbitru a fost cumpărat, s-a vândut. Dar domnule Gonță, haideți să luăm situația că doamna, nu mai ridicăm atâta slăbi actuală, temporară, spre final de mandat. Să luăm în calcul că guvernarea împreună cu politehnologilor îți gata să-i scoată pe toți candidați. O las Maia Sandu și un tuzic care e tot al Maia Sandu. Nu-i dăm nume. De ăștia o să fie. Și noi credeți că poporul o să meargă în condițiile de acum și o să-i dea legitimitate Maia Sandu? Eu cred că o să iasă 15-20% la vot. Și în cazul ăsta sunt alegeri repetate. Cu aceeași noi deja știm toată foaia de parcurs ce va fi. Poate eu îl deschid planurile, dar eu intenționat fac acest lucru. Dacă vă luați în calcul și aveți în cap situația că să-l scoateți sau să nu-l înregistrați pe Stoianoglu, asumați-vă că o să aveți alegeri repetate, alegerile nu o să aibă loc. Și noi o să facem tot posibil pentru aceasta. Și voi nu o să impuneți pe oameni să vină să voteze. Nu o să impuneți, că oamenii deja nu suntem de voi. Dacă îl scot pe Stoianoglu, vă implicați poate dumneavoastră? Cum să te implici? Să candidați dumneavoastră. Asta cum? În primul rând, tehnologic lucrul ăsta este foarte dificil, în primul rând. Pentru că începerea... Știți care este procedura? Pe data de 20-21 august se începe înregistrarea grupurilor de inițiativă care colectează semnături. Perioada de înregistrare este 10 zile până pe 31 august. După 31 august nu mai poți înregistra grupuri de inițiativă. Mm-hmm. Asta 1, 2. Dar eu mi-am asumat un angajament public și acum inclusiv la misiunea dumneavoastră. Eu ce mă joc de ce? Noi suntem oameni serioși sau facem nu știu ce pe sub masă? Jucăm poker? Să facem un exercițiu de imaginație. Să admitem că domnul Stoianoglu câștigă aceste alegeri prezidențiale.
În același timp, noi avem majoritatea parlamentară pe care o avem, 62 de deputați ai PAS-ului. Dumneavoastră, vă dați seama cât de rapid se va schimba legislația națională astfel încât? Pentru că au mai fost precedente. Nu ajută. Cum nu? Nu și să ajute. Insistă după de sub el, nu, și pe urmă, SPP-ul, și tot ce e posibil, și medalele ei. Stai puțin. Și vin alegerile parlamentare peste jumătate de an. Și se duci tot de râpă, în primul rând. Și impeachment poți să-i faci dacă... Nu poți să-i faci. Poți să-l suspensi din funcție cu 67 de voturi. Dar impeachment trebuie să-i faci tot prin alegeri referendum național, la care trebuie să voteze pentru impeachment cu un vot mai mult decât a votat pentru. Nu poți să facă așa ceva ca Plahotniuc, Maia Sandu. Dar poți să facă și altceva. Știți ce poți să facă? Maia Sandu să fie înaintată la funcția de prim-ministru. Maia Sandu pierde alegerile prezidențiale. Așa. Și majoritatea parlamentară înaintează, să-și dă Vrecean, își dă demisia, și majoritatea parlamentară înaintează un candidat la funcție de prim-ministru. Așa. Stoianoglu trebuie să respecte Constituția dacă e jurist. Și el trebuie să o numească pe doamna Maia Sandu prim-ministru. Eu nu glumesc acum. Da, eu m-am uitat detaliul ăsta. Eu nu glumesc acum. Și atunci Maia Sandu lasă să demonstreze în 4 luni, 5, cât e de profesionistă și poate faci pentru țară. Păi lasă și asume. Eu vreau chestia asta să o văd. Eu cred că ea se fugă din țară atunci. Dar dacă este așa mare patriotă, lasă nu scoată pe nimeni din alegeri. Lasă oamenii să decidă. Dacă pierde alegerile, lasă meargă prim-ministru. Păi ea mă și spune că, da, văpșetă, ea ne ia, președintele nu hotărăște nic. În primul rând, noi știm că e hotărăște. Dar dacă vrei să hotărăști, du-te prim-ministru. Discutăm inclusiv despre asta peste câteva clipe de publicitate. Vă rog, publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, continuăm cu un piculeț subiectul cu înaintarea candidatului comun, propuneți dumneavoastră. Cred că singura reacție, dar și ea extrem de subtilă, a venit de la președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, fost prim-ministru al Moldovei, domnul Ion Chicu. Dumnealui a scris așa un text ușor. Unii, de ce se apucă, discreditează totul. Una, spre exemplu, din disperare, a venit cu referendumul. Puncte de suspensie. Probabil domnul Chicu, când a zis una, a greșit și a vrut să spună doamna președinte Maia Sandu. Precizez, propoziția începe cu unii, deci la plural. În asta s-a interpretat-o, că sunt sigur că ați văzut acest mesaj, ați interpretat-o ca aluzie că domnul Chicu... În primul rând, n-am văzut mesaje, pentru că nu am reușit. Astăzi ziua e destul de plină și așa va fi și următoarele. Într-a doilea rând, eu propun să nu interpretați când apar astfel de mesaje, dar să luați legătură cu autorii, să invitați la emisiune. Partea bună este că la dumneavoastră toți sunt gata să vină. Aproape. Și... puterea nu prea este gata. Și să-i întrebați direct. Eu repet încă un lucru a câta oară, dar e important. Primul. Stoianoglu nu este candidatul partinic al socialiștilor. Și îi îndemn pe toți să vină să discutăm la acest subiect. Pe toți, absolut. Inclusiv pe cei care scriu mesaje pe Facebook. Pe toți. Să vină să discutăm. Când spuneți toți, vă referiți și la blocul politic Victoria Pabeda lui Lanșor? Dar eu nu cred că e real ca acest bloc. Eu am spus-o de mai multe ori. Eu nu cred că noi putem să încercăm să avem ceva coaliții, blocuri comune cu acest bloc. Scuzați că bloc, dar în sensul acesta. Și eu știu poziția domnului Stoianoglu referitor la acest bloc. O să-l întrebați dacă o să aveți ocazie. Da, o să-l invităm cu mare plăcere. Bun, mergem mai departe, că atât subiectul ăsta, sau mai avem ceva de adăugat? Nu, cum eu ați considerat? Așa, eu pe domnul Vlad Bătrâncea, adjunct al dumneavoastră, l-am văzut la emisiune săptămâna trecută, a anunțat că Partidul Socialiștilor boicotează referendumul. A fost o hotărâre, ceva s-a votat la Consiliul Politic al Formațiunii sau a fost părerea lui? Noi am discutat detaliat acest subiect nu odată. Sincer vă spun, sunt opinii diferite. În echipă. Unii spun că trebuie să mergem să votăm împotrivă, unii spun că să boicotăm. Noi, miercuri, după masă, după ce o să avem claritate și cu cealaltă parte a opoziției, dacă vin sau nu și dacă mergem cu un candidat unic din partea tuturor, noi am convocat ședința Consiliului Republican.
miercuri la orele 15, la Palatul Sindicatelor, chiar spun public, dacă vreți să apropie cineva, veniți, din presă mă refer, că să facem declarații, unde vom discuta și despre alegerile prezidențiale și despre poziția partidului la acest referendum. Dar poziția poate fi sau nu luați buletinul sau votați împotrivă. Teoretic sunt posibile trei variante, ca de obicei, la Dodonul sunt trei variante. Mm-hmm. Prima, să luăm buletinul și să votăm pentru. Mm. Nu, teoretic. Așa. Noi acest lucru nici nu îl examinăm. Al doilea, să luăm buletinul și să votăm împotrivă, dar atunci participi în acest și recunoști acest referendum. Sau al treilea, nu recunoști acest referendum. Noi considerăm că acest referendum este ilegal. El nu este despre integrare europeană. El este o șmecherie, un instrument pe care îl utilizează Maia Sandu în speranța că va obține mai multe voturi. Și el va juca împotriva ei. Dacă încă nu înțeles, dacă ar avea minte, el s-ar dezice singur acum de acest referendum. Pentru că ați auzit diferite porcării, vreau să spună tot într-o listă să nu poți boicota. Într-un borderos, te semnezi pentru două buletini deodată. N-a fost așa ceva. Și eu știu, da. Eu sigur știu că aveau așa planuri. Era proiectul pregătit. A ieșit cecul și când a văzut că s-a început în societate gălăgii, a spus că nici și cu voi, nici Doamne ferește. Da, au negat, au negat. Dar era proiectul pregătit. Noi avem membri din partea Partidului Socialiștilor la cec. E chiar vreau să facă porcărie aceasta. De ce din aceste trei soluții pe referendum, noi, eu personal, poziție, noi nu recunoaștem acest referendum. Noi considerăm că este anticonstituțional, este șmecherie și este ilegal. Deci să participăm în ceva ilegal, noi nu dorim. Și cel mai probabil noi vom propune, eu în calitate de președinte a Partidului Socialiștilor, împreună cu colegii din executiv, vom propune Consiliul Republican, miercuri, să aprobe o astfel de decizie. Eu îmi dau seama că în discuțiile dumneavoastră cu domnul Alexandru Stoianoglu nu ați vorbit doar despre candidatura sa la șefia statului și despre vremea de afară, că e foarte cald, dar și despre referendum. Care e poziția dumnealui? Dumnealui astăzi presa, toate că nu am spus că e briefing, dar cineva din jurnaliști totuși au reușit să apropie și întrebi de cu referendumul și domnul Stoianoglu a spus că dumnealui consideră că nu este legal acest referendum. Și referendum, în opinia noastră, trebuie să aibă loc după ce finalizăm procedura de negocieri cu Uniunea Europeană. Haideți să vedem la ce am ajuns. Adică eu vreau cetățenilor care ne privesc acum, adică imaginați-vă, dragi concetățeni, de referendum vorbim acum. Maia Sandu ne impune să participăm la referendum, să votăm pentru modificarea Constituției, care prevede că legile europene sau directivele europene devin directive și în Moldova. Dar de unde noi știm care directive în UE vor fi aprobate și dacă ele ne sunt convenabile nouă? Moldovenilor. Deci eu nu vorbesc ca mușul să nu mai învinuim. Eu vorbesc simplu acum, nu de LGBT. Lăsăm LGBT într-o parte. De interesele economice a producătorilor autohtoni. Noi suntem în concurență directă cu producătorii sectorului agroindustrial din Uniunea Europeană. Noi producem mieri care concurăm cu polonezii, noi producem vin care concurăm cu francezii. Eu știu că ei, la multe negocieri cu alte state, insistau să tăiem toate veile, livezile și așa mai departe. Păi atunci îmi pun întrebarea, de ce noi mult trebuie să votăm cu ochii închiși? Noi votăm mâța în sac. De ce? Referendum? Da, vom face referendum. Finalizăm negocierile cu Uniunea Europeană. Înțelegem în ce condiții Uniunea Europeană e gata să ne primească membru. După ce facem referendum? Dar le spunem la oameni, domnul Gonț, ia că în UE noi am negociat, uite în ce condiții. Și atunci e corect, atunci e logic. Dar ceea ce face Maia Sandu este ilegal. Poziția domnului Stoianoglu cu privire la acest referendum ar putea să iasă pe ochi un piculeț, nu credeți? Dar de ce să iasă pe ochi? Și așa, Alex, că l-ați citat pe Chicu, tot așa poziția are. Acum, dacă ești anti-referendum, ești omul orușelor. Păi deja mai mulți pro-europeni, așa numiți, s-au declarat contra-referendum. Pentru că el este ilegal. Nu ce o să faceți pe data 20 octombrie? Vă spun în afara camerei, dar Curtea Constituțională n-a zis că el e ilegal, el a zis că e ok. M-ați întrebat poziția. Asta este poziția noastră. Domnul Stoianoglu, dacă va fi invitat mai detaliat, vă va spune. Astăzi la presă a spus că pune sub pericol și acest referendum nu are sens. Și dacă domnul Stoianoglu, până la emisiunea la care sperăm că va participa când o să-l invităm, va spune că da, eu sunt pro-UE, la referendum votez pentru. Vă deziceți de candidatura acestui? Nu ne dezice, noi mergem înainte cu candidatura care am propus-o astăzi. Mm-hmm.
A, la întâlnirea asta de miercuri, fără presă, nu transmite privesc eu în direct. Unde? La întrevederea de miercuri. Care? Consiliul Republican sau întrevederea cu opoziția? Cu opoziția. Nu am discutat. Eu cred că mâine voi avea discuții cu domnul Stoianoglu, pentru că asta ziua e foarte încărcată a fost. Uh-huh. Și o să decidem cum facem miercuri. Cum o să fie mai comod dumnealui, așa o să facem. Dar pe domnul Ion Cerban, de ce l-ați invitat dacă el nu participă deloc? Este un actor important în politicul moldovenesc și probabil și ei trebuie să aibă sau vor avea o poziție referitor la alegeri prezidențiale. De ce el ar fi un partener, el are un electorat în spatele său, Chișinăul, mare parte îl va susține. Eu cred că contează poziția dumnealui. Eu știu că dumnealui acum este în luptă politică cu PAS-ul. Noi vedem ce se întâmplă în Chișinău. Apropo, noi îl susținem în Chișinău. Noi discutăm, poate am găsit limbă comună în timpul apropiat să votăm și bugetul în Chișinău. De ce domnul Cioban ar fi bine să... Dar dumnealui va decide. De obicei vinea cineva reprezentanță de la dumnealui și participa la toate discuțiile. Știți că eu... Dar decizia dumnealui de a nu candida, cum v-a părut dumneavoastră? Eu am comentat-o, dacă nu greșesc, într-o emisiune. Eu consider și rămân pe poziția că domnul primar general putea fi o concurență serioasă, domnului Maia Sandu. Noi am discutat acest lucru, nu odată. Dar decizia pe care a luat o decizie matură politică, pentru că a promis chișinăuienilor că se ocupă de Chișinău. Dar a fost un contracandidat, deci serios pentru doamna Maia Sandu. Evident, dar păi uitați-și după ratingul, după toate sondajele. S-au terminat întrebările? Nu. Simplu am urmărit o întrebare. Ce să facem încă o oră? Stați că de oră. La chestii sociale economice. Alea contează cu adevărat pentru oameni. Ți-a zis domnul Dodon că trebuia încă doi lideri să-l susțină pe Stoianoglu? Nu am auzit de așa. Nu? Nu, încă doi lideri noi am mai discutat. Păi da. Încă în luna februarie. Și eu spus că nu o să-l susțină. Nu vă spun care. Vă întreb în afară camere. Bun. Cum vă apar întrevederile președintei țării, doamna Maia Sandu, care a început în weekend, la finele săptămânii trecute, doamna Alena Merenco, ministrul sănătății, domnul Victor Palicov, ministrul al energiei, rând pe rând, chemați la președinție, la covor. Bun, discuțiile sunt în beneficiul nostru, sunt sigur. Campania electorală a început. Dar eu știu că și dumneavoastră ați avut așa un obicei, nu? Da, dar noi eram înainte de campanie electorală, era tot timpul. Da? Da. Deci de apreciat totuși, nu? Șeful statului se interesează de problemele sociale, economice. Cred că e fățărnicie, noi doar înțelegem. Și în blatul ăsta pe la biserici, și pe lacrimi și multe, multe alte chestii. Dar, încă o dată, oamenii tot văd. În zadar cineva crede că moldovenii nu înțeleg. Nu credeți-mă, oamenii totul văd. Și chiar dacă la televizorile care sunt controlate de Maia Sandu, fiecare zi spun că totul e bine, totul e bine, credeți-mă, oamenii urăsc guvernarea. Ură. Eu chiar undeva speria de acest lucru, care nu era anterior. Se întoarce ceea ce au, știți cum este vorba, semeni ură, culegi furtună. Păi că ei sunt în situația aceasta. Neprofesioniști, aroganți, este o vorbă bună la moldoveni, prostul nu-i prost destul dacă nu-i șeful dul. Pe că asta e o caracteristică la mare majoritatea celor care ne conduc acum. Asta este poziția, părerea dumneavoastră. Asta este poziția mea personală, care nu are nimic comun cu poziția în patru și Gheorghe Gonță. Așa trebuie să spun. Da. Am spus. Mulțumesc. Eu într-adevăr vă spun că oamenii urăsc. Oamenii urăsc și se tem. Eu mi-aduc aminte de timpul lui Plahotniuc. Oamenii nu se temeau așa. Oamenii suntem să spună la sondaje, pentru că avem noi băieți care fac sondaje închise, oamenii suntem să răspundă. La telefon în genere răspund Maia Sandu doar. Cine știe cine sună? Primarul sau șeful asistent social care n-a să-i dea pensie. Și te spun, da, Maia Sandu, doar ești mai curajos de noștri care sunt politici podcovani, trimit și spun că Doamne ferește. Dar oamenii se tem. Și frica aceasta o să-mi puște, ei nu-și dau seama. Ei trăiesc în bula lor. Eu am spus lumii paralelă. Pe că PAS-ul și Maia Sandu trăiesc în lumii paralelă. Cu aceste întrevedere, cu pun baterii solare pe pșinței și cheamă presa. Voi chiar sunteți băi, și cu voi. Păi lăsați PR-ul ăsta că să râde lumea de voi deja. E un exemplu pentru cei care vor să... Domnul Gonță, eu înțeleg că trebuie să spuneți ca să nu se închid televiziunea, dar văd pe mimica dumneavoastră că nu înțelege. Nu, asta deja e gliuc la dânșii. Băi, opriți-vă că... Voi nu vă imaginați ce faceți.
Și lumea se uită și se râde. Oamenii înțelepți, oameni, dar chiar toți. Oamenii se uită și se uită, dar și chiar ne are de proști. În fiecare sar la televiziune acolo, tot e bine și frumos. Și sperietori cu războiul. Eu am văzut un spot la Moldova 1. Când mă uitam la fotbal la Moldova 1 și în pauză spotul ăsta cu război, cu cineva, un tânăr se căsătorește pe urmă... Ce înseamnă Moldova europeană? Ce păi, Doamne, păi asta e propagandă deschisă. Asta e propagandă deschisă. Voi ce faceți? Voi ce faceți cu chestia asta? Voi vorbiți de război pentru ca să-i speriați pe oameni, dar voi nu înțelegeți că Maia Sandu este egal cu război. Așa cred oamenii. Deja așa cred. Cu rezerviști ceea ce faceți voi. Tot e o rudă de-a mea. Nu, cunoscut. L-a chemat la voi în comat, el zice, mă duc eu din țara asta, că vreau să mai stau, că prietenii de mulți s-au dus. Ești prin asta fugărește lumea. Businessmani. Fugicura. De ce fugicura în Ucraina nu s-a închis? Serios, în Ucraina este? Nu s-a închis, e ca azi cu Stoinovul discutam. De ce la noi s-a închis? Mai Sandu a spus că din cauza războiului. Care război? În Ucraina e război, la noi nu război. De ce toate fotografiile acestea, tot PR-ul ăsta ieftin, azi cu copii, mâini cu baloane, pui mâini pe cal, mâini sub cal, exces. Dar asta arată un lucru. Ei se tem. Nu știu dacă se tem, chiar doamna președinte începe un turneu psihotare, se va întâlni cu mai mulți moldoveni din diaspora, i-a rugat pe mulți dintre aceștia să... Cred că să-i treacă prin detector LJ, să vadă că-s cu pas, pentru că în diaspora nu e așa cum crede ei. E că m-am întâlnit amul la intrare cu o fată din diaspora, a făcut selfie, ies public, eu zic, din Italia. Eu știu care e situația în diaspora. Și dacă se aducă 10-20 de oameni, 30 la o întrevedere, nu știu pe unde, prin Irlanda, și dacă crede că o să fie iar hore acolo, care ieșa lumea și votăm mai Sandu și facem hore, nu o să fie așa. Eu să rămâi dezamăgiți. Inclusiv prin vot, prin corespondență, nu o să fie ceea ce crede. Deci situația este cu totul alta și toate aceste show-uri pe care le lansează demonstrează că ei înțeleg că ceva merge nu așa. Eu, dacă sincer, iau în calcul aceste două scenarii pe care noi s-ați spus, unul, că să-i scoată pe toți contracandidații, să aprobi o lege. Că dacă te duci, trebuie să votezi numai Maia Sandu. Nu, că ești obligat să te duci și dacă te duci, trebuie să pui galăcica numai aici. Nu, noi glumim, ironic, dar... Da, da. Ironic, dar cam... Noi vedem ce fac ei. Dar, adică scoaterea tuturor candidaților din curs și atunci trebuie să facem boicot. Și eu cred că unii din cei care vor fi lăsați de formă în cursă, pentru a asigura legitimitatea realegerii Maia Sandu, o să înțeleagă măcar atunci, dacă acum nu o să accepte să merge cu un candidat comun. Și o să scoată din campanie pentru boicot total. Și al doilea, destul de serios e un calcul. Ei pot să anuleze alegerile. Ei pot să anuleze alegerile. Să anuleze sau să le amâne până odată cele parlamentare? Păi asta înseamnă anularea, pentru că data alegerilor este stabilită deja. De fapt, da. Asta înseamnă anularea alegerilor. Și asta înseamnă uzurparea puterii în stat. Pentru că mandatul actualului președinte expiră pe data de 24 decembrie. O să încerce să procedeze ca în Ucraina? Haideți să vedem. Și aici trebuie să fie o poziție comună a opoziției. Măcar ceva să vedem cum facem, cum mergem mai departe. De ce un dialog între opoziții este necesar? Chiar dacă cuiva nu-i place un partid sau altul, un oponent, un concurent, noi trebuie să ne așezăm și să discutăm dacă suntem oameni maturi politici. Da, iată tot vorbiți despre discuții, dar măcar cu Vladimir Voronin, dumneavoastră discutați aceste subiecte sau acest subiect, mai ales cazul... Noi am avut o discuție săptămâna trecută în formatul executivilor politice, socialiștii, comuniștii, unde am discutat despre referendum. Nu am ajuns final la o decizie, pentru că v-am spus, sunt opinii diferite. Au dreptate și cei care spun că mai bine să ieșim să votăm împotriva. Au dreptate și ceilalți care spun că prin aceasta noi facem quorum pentru Maia Sandu, asigurăm prezența la vot pentru ca să fie o treime. Deci noi, evident, cu partenerii din blocul electoral noi avem discuții. Despre prezidențiale noi încă detaliat nu am discutat. Sper să aibă loc în următoarele zile. Dumneavoastră ați vorbit cu parlamentarii din socialiști despre inițiativa legislativă cu privire la modificarea legii ce ține de Curtea Constituțională. Iarăși, ce că s-ar... Da, am văzut. Da, revenirea la suspendarea, la posibilitatea curții de a suspenda președintele. Și cel mai important, zic cei care percep, că de fapt nu e asta, dar faptul că noua componența în alte curți fie aleasă înainte de expirarea mandatului. Haideți să vă spun ce vor ei să fac. Vă rog, chiar.
numai că ei sunt naivi. Și nu înțeleg că cu schimbarea guvernării o să schimbe absolut totul. Și cei care și-au rezervat mandat la Curtea Supremă de Justiție, veșnicul reformator Grebincea și mulți, mulți alții, ei se greșesc dacă cred că sunt pe viață numiți, sau pe perioadă, cum cred, credeau unii. Eu discutam cu cineva, nu o să spun numele, din organele de forță, înainte de alegeri prezidențiale. Și îmi spuneau, noi avem mandat în funcție și nu poți să scoată nimeni. Doi le-am spus, zic, pe voi o să vă scoată, cum se schimbă guvernarea, și o să vă pui la pușcărie. Și fix așa s-a întâmplat. Deci, dacă crede cineva acum că prin manevrele astea o să asigure stabilitatea în funcție și nu știu ce, asta nu o să fie. Ce vor să facă ei? Ce a făcut Plahotniuc? 1-1. În 2018 și 2019. Inclusiv la Curtea Constituțională. Numai că el nu a micșorat perioada. Da, unii și-au dat demisia singuri. Dar ăștia nu vor să dea demisia acum singuri. Pentru că când îți dai demisia, e vacanță de funcție. Dar ei vor să facă așa că pot să-i schimbe înainte de expirarea mandatului. Nu, faptul că este anticonstituțional, e clar. Dar ce vor să facă? Pentru că acolo este, de exemplu, Țurcanu Vladimir Ivanович, da? Fostul colegă nostru de partid, sau Țurcanu Serghei, sau alții care au foarte des opinii separat. Cel mai probabil vor să schimbe legea, ca pe ăștia să-i scoată, și doi reprezentanți guvernul să-i dea, pentru guvernul dă doi reprezentanți, Parlamentul dă doi reprezentanți în Curtea Constituțională și unul de la, sau doi de la CSM, de la Curtea... Consiliul Suprem al Magistraturii. CSM-ul, da. Dacă nu mă greșesc. Cam așa era formula. Nu s-a schimbat nimic. Ei vor, înțelegând că lucrurile o să schimbe următoarele 3-4 luni, și asta încă o dovadă că ei știu ce îi așteaptă, ei vor să-și numească de pe acum o componență a Curții Constituționale care să le asigure orice decizie. Dar eu le aduc aminte. Vara anului 2019, când Plahotniuc tot a numit componența Curții Constituționale. Nu o să dau numele, că nu-i corect. Și când Plahotniuc a fugit din țară, dar probabil, și eu sunt ferm convins, cam așa va fi scenariul și pentru actuali, toți membrii Curții Constituționale și-au dat demisia. Într-o zi. Sau în două zile. Păi că așa se va întâmpla, pentru că să fie presiunea societății. Nu că cineva îți vii și zic, păi stai puțin, uzurpatorii s-au dus, dar tu ce rămâi, încă ce să faci? În zadar crede Maia Sandu și echipa că cineva o să fie pe viață de votat, numindu-i cum a funcție. Cum pierd puterea ei, ăștia încă o să scrie pe dânși. Și procurori, judecători, pentru că n-a să fie puși la perete. Dar ce-i deschis dosar penal la comandă acolo? Dar de ce n-ai investigat cu furtul gazului? Dar ce n-ai făcut asta, asta, asta? Mulți dintre dânșii spui, dar păi a venit comandă de sus. Sătrudnicistvă să sledstvem bude. Și au să scrie. Și asta să fie motivul de dosare penale pe toți cei care au dat comandă. De ce? Eu, încă o dată, nu vă aventurați, stimați profesioniști, juriști, economiști, procurori, nu vă aventurați. Faptul că lucrurile se schimbă, mă asigur. Astăzi, apropo, după briefingul nostru, eu să-mi știu situația din organele de stat. Nu din obligatoriu de forță. Știți ce ura suna pe coridoare? Eu nu glumesc acum. Și ne privesc mulți dintre cei care au apărut speranță, șansă. La mulți a apărut speranță, nu spun șansă, că a fost este un partid și a apărut speranță că lucrurile se poate schimba. Noi astăzi am dat această emoție oamenilor. Și ea va fi în creștere. Da, eu să încerce să bage că e găgăuz, că Platon nu știu ce, lăsați toate prostiile astea. El e jurist în primul rând, e independent, unicul procuror general care nu a fost controlat politic de nimeni. Apropo, acest procuror general pe care l-a numit eu în funcție a fost înaintat de guvernul Maia Sandu. De o comisie creată de Maia Sandu în 2019. De aceea, această speranță va fi doar în creștere. Apropo de găgăuz, câteva luni în urmă noi cu dumneavoastră vorbeam despre faptul că posibil doamna Irina Vlah ar candida la șefia statului. Dumneavoastră, foarte atent, fără să-și hrăniți pe nimeni, ați spus că tot respectul, dar de obicei majoritatea moldovenilor nu știu sigur dacă ar prefera Nu acesta a fost argumentul ce am spus că socialiștii nu vă suni. Nu acesta a fost argumentul. Nu să m-ați întrebat. Da, eu am întrebat. Socialiștii sunt gata să susțină candidatura doamnei Irina Vlah și eu am spus că noi am discutat în executiv, am discutat cu colegii și sunt cont de mai multe lucruri, nu suntem gata să susținem această candidatură.
Dar eu cred că noi suntem acum în situația când oamenii nu se uită la etnie, oamenii se uită la personalitate. Și foarte mulți îl știu pe domnul Stoianoglu că om în limba rusă este părădăcinoști. Om care se ține de cuvânt, profesionist, care nu a fost implicat în absolut nimic. Om cum se cade și cu verticalitate, care mai asandu l-a chemat și a încercat să-l rupă și când n-a putut, l-a dus și l-a arestat. Și nu l-a cumpărat nici șor și nu l-a rupt nici mai asandu. Un șor, plăhătniuc, am șa să supere cineva. Lăsați să scuteți pe șor, super. Deci, eu cred că lumea nu o să uită la etnie. Lumea o să voteze împotriva actualei guvernări. Logica elementară spune că argumentul de bază sau contraargumentul de bază al oponenților domnului Stoianoglu va fi că l-a eliberat pe Platon. El s-a expus, domnul Stoianoglu, public de mai multe ori. E adevărat, dar... La acest capitol. Eu știu încă o dată, vă spun principialitatea domnului Stoianoglu. Deci, eu îi las dreptul domnului Stoianoglu să vină cu aceste detalii, cu toate că eu cunosc foarte bine ce s-a întâmplat. Și eu am încredere și cred în sinceritatea acestui. Ce scuze, eu am uitat să vă precizez. Noi ne-am dus la prezidențiale și iar am dus la prezidențiale. Da. Pentru ce le-a trebuit luat modificarea, dacă e adevărat ce spuneți dumneavoastră, modificarea componenței Curții Constituționale? Ca să ce faci? Să controleze Curtea Constituțională, care poate anula alegerile, poate anula orice lege aprobată de următoare majoritate parlamentară, poate suspenda președintele pe 5 minute în următoarele 6 luni după ce vine un nou președinte și până la alegeri parlamentare, doar pentru asta. Dar eu nu înțeleg un lucru, că dacă o să încerce să-și bată joc de un președinte ales de popor, care are legitimitate comparativ cu un parlament al Mai Sandu care pleacă, atunci oamenii o să iasă în apărarea președintelui. Și îți gata ei să-și asume și ceva? Nu sunt sigur. Dar deputații ăștia lor din 62, când a să înțeleagă peste 6 luni s-a terminat istoria uspeha și vremurile bune. Că eu știu câțiva deputați care spun colegilor că, păi, dar ne-a tot una, eu am pașaport românesc, eu am trecut prutul și... Și mulți așa cred. Și mulți pregătesc să fugă din țară. Și de ce ei cred că după alegeri prezidențiale, ei încă vor mai controla ceva în țara asta? Nu vor mai controla. Se va nărui ca castelul de nisip. Și foarte repede. Continuăm, vă rog, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Bun, am încheiat prezidențiale anul 2025, planuri pe acum sau prematur de vorbit, blocuri electorale? Noi vom participa în alegeri parlamentare, evident. Eu voi participa alături de echipă. Eu am spus, apropo, la tine la emisiune, Gheorghe, că pentru mine mai aproape activitatea executivului decât președinția, de mai multe ori am spus. De ce? Timpul doar... Parlamentul e putere legislativă? Eu am început activitatea mea politică, profesionistă, ca viceministru și ministru economiei. Da? Da. Nu ca președinte și ca deputat. Dar vom vedea. Haideți să trecem prima etapă. Prezidențiale sunt importante. Eu cred că anul acesta va fi un an nu simplu, o toamnă fierbinte și nu doar mă refer la temperatura de afară. Repet, se schimbă situația în regiune, se schimbă situația la nivel mondial. Uitați-vă domnul Orban ce face azi în Kiev, ieri în Kiev, azi la Moscova. Încearcă să calmeze spiritele. După masă în China, acum zboară în Statele Unite. Lucrurile se vor schimba. Și se vor schimba spre bine pentru cei care vor să fie respectat interesul național. La nivel global și în Republica Moldova în special. Eu știu despre ce vorbesc. Lucrurile se vor schimba. În această toamnă, în prima jumătate a anului viitor, se vor schimba. Eu cred că și cu războiul se va pune punct. Dacă nu în următoarele săptămâni, luni, atunci, la sigur, în prima jumătate a anului viitor. Și în acest context, noi trebuie să avem conducători de țară care se gândesc la interes național, care se gândesc la țară, care își leagă viitorul său personal cu această țară. Nu de ăștia care au venit din diferent din ce, la Fondul Monetar sau Banca Mondială, sau nu contează, sau din Rusia, temporar, pe un ciclu electoral să strângă niște bani și să-și pună în CV că a fost președinte sau speaker sau prim-ministru sau ministru și prim, să plece iar la Fondul Monetar pe ONG-uri sau prin fondurile Soros. Nu, trebuie oameni care se gândesc la țară. Și acești oameni sunt și acești oameni vor fi la conducerea țării. Și credeți-mă, următorile perioadă vor fi benefici pentru noi. Noi o să ajungem în situația când o să spuneți, uite, ce de bine s-a făcut la etapa aceea. Să vorbim, vă rog, un piculeț despre ce e de bine să face acum. Foarte bine să face acum. E ca să iară schimbă legislația, să
facă la aeroport, nu știu ce. Acuș, vreun subiect bun de ordine economică aveți dumneavoastră sau vă-l ofer eu ca să vorbim despre cele social-economice pozitive? Hai, dați-l. Producția internă anuală de lapte. Nu te duci. Tu trolling te ocupi, nu? Eu citesc oameni mari. În ferme autorizate s-a dublat de la aproape 22.000 în 2021 la 42.000 de tone în 2023. Ne anunță domnul Radu Marian, președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanță. Eu... nu... Bun. Nu vreți asta? Domnul, nu, stai puțin. Eu, anterior, și în funcția de ministru și în funcția de șef al statului, am avut ocazia nu odată să merg prin țară să văd fermele respective. Eu știu, este la Rujnița, la Nord, o fermă puternică, care e Jalcaulă. Eu știu că se dorește să se facă investiții. Dar volumele de care ei vorbesc, asta e o picătură în marea necesară pentru Republica Moldova. Noi importăm. Noi importăm. Eu înțeleg dacă ei spuneau că s-au făcut investiții în 20 de ferme, de exemplu. Nu aproape 100 cât au fost, dar 20 de ferme, pentru că erau ferme în fiecare sat. De lapte, de vacă. Dar ei se laudă, ei se agață de ceva care, iar, arată neprofesioniști. Arată oameni care nu cunosc situația. Nu cum poți fi un președinte a Comisiei Economiei, Buget și Finanță să se laude cu așa chestie. Dar ce nu spune ceea ce se întâmplă în industrie? Ce nu spune ceea ce se întâmplă în export? În acest an, comparativ cu anul trecut. Dar de ce nu spune domnul președinte a Comisiei Economiei, Buget și Finanță din Parlament despre ce proiect de politică fiscală va fi, sau a fost azi aprobat, n-am văzut detalii. Deja a fost aprobat. Și va fi prezentat în Parlament, de acolo, Doamne ferește, acolo cresc impozitele peste tot. Acolo, ei, Doamne ferește, pentru sectorul al economiei și pentru cetățeni. Acolo o să vedeți. Și dacă eu ajuns să meargă cu așa politică fiscală în acest an, înainte de alegeri prezidențiale, dar dă-și bâjă total. Pentru că ei au distrus economia complet. Și nu poți să dai vina pe război. Ei au distrus ei prin incompetența lor. Deci despre aceasta trebuie să vorbim. Să căutăm soluții. Dar nu să te legi că în loc de un litru de lapte, știți cum? Spune unul, că la noi s-a majorat, am văzut o noutate tot aici la guvernare, că uite, s-a majorat esențial exportul de vin sau de mere, nu știu ce țară europeană. Anterior exportam 100 de tone, dar mus s-au făcut de 4 ori mai mult, 400 de tone. Adică noi exportam anterior 200 de tone de mere în Rusie, dar mus pe fonul, și acolo frumos a scris, pe fonul reducerii exportului în Federația Rusă, s-a triplat sau s-a majorat de 5 ori exportul de mere în țara cutare. Eu zic, băi, ceva n-am înțeles, ceva, chiar s-a triplat, că mă uit de la 10 tone la 50 tone. Și că asta sunt oameni normali. Eu tot și am să insist, iată domnul același președinte al comisiei spune că de când suntem la guvernare am majorat salariile la categorii de angajați care erau desuitați. La miniștri. Nu, dumnealui spune așa, top 10 realizări PAS și Maia Sandu, zice el. Am majorat salariile personalului medical cu 10% prima dată în 2022, iar ale celui nemedical cu 57% în 2021. În 2023 am crescut cu 15% salariile tuturor medicilor, asistenților medicali și infermierilor din sistemul... Domnule Gonță. Am majorat cu... Sunt multe, sunt top 10. Domnule Gonță. Iată, vezi că nu vreți să recunoașteți succesele guvernării. Ați vorbit cu medicii în ultimul timp. Da. Eu ieri am vorbit cu un medic, cu o doamnă medică care poate ne privește acum, care spun între medici, păi când a fost Dodon, ne-a majorat salariul cu 60% într-un an. În 2020. Când unii Maia Sandu închide spitale, pe oamenii normali duc la spitalul la Costiujeni, închid spitalul din centrul Chișinăului, că să-l vândă. Și a început închiderea spitalilor, maternităților, prin consiliile raionale, prin centrele raionale. Păi că asta e realitatea, să nu ceea ce declară ei. Și lumea, încă o dată, eu vă spun că ei trăiesc în lume paralelă. Ei trăiesc într-o bulă. Chiar mi-e interesant, ei cred în tot bredul ăsta sau nu? Nu, date statistici. Nu, hai lăsați datele statistici. Nu, poate dintr-un, eu fost ministru economiei, spate din toate datele să iei un element și să învârtești în jurul lui, dar oamenii profesioniști, oameni normali, dar oamenii simpli, doar ei știu, pe pielea proprie simt, salariile. Voi ați făcut gospodar pe miniștri câteva zeci de mii de lei.
Pentru ca să aibă dar de omul simplu, dar de pensionar v-ați bătut joc. V-ați găsit bani pentru radare care prinde muște sute de milioane, dar n-ați găsit pentru agricultori care trec cu pensii și au trecut acum prin pierderea pieței și prin prețuri foarte jos la cereale. Despre ce vorbim noi? A, care tare vă dureau ca să picați. Păi i-ați avut aici. Mm-hmm. Am pentru cine ați votez? Bună întrebare. Ca fost ministru al economiei, inițiativa actualului ministru al economiei cu privire la metal feros, monopol fiscal la această companie. Eu am fost învinuit foarte des despre metal feros anterior. Uh-huh. Unii făceau emisiuni întregi pe tema asta, ăștia de la jurnal. Dar ceea ce a fost atunci, aducea în buget 10 de milioane de lei. Pentru că era o întreprindere de stat care anual plătea 10 de milioane de lei dividende la stat și sute de milioane de lei sub formă de impozite. Noi când am venit împreună cu Maia Sandu, una din condiții a fost hai să liberalizăm. A spus că haideți să liberalizăm, dar să fie niște reguli, pentru că în caz contrar se duce totul la negru și nu o să avem nimic în buget. Mm. Nu că aveți interes. Guvernul e vostru, faceți ce vreți. Și au ajuns la ceea ce au ajuns acum, că în buget impozite practic nu vin în acest domeniu. Și ei ajung la ce? Ce le spuneam noi atunci. Dar eu vreau să văd cum vor să o fac. Eu n-am văzut proiectul. Dar, răspund la întrebarea noastră. Voi spuneați că atunci erau scheme. Că Dodon păstra schemele lui Plahotniuc. Asta era ideea lor de bază. Păi voi amu introduceți cam același lucru. Păi recunoașteți una din două. Că sau nu erau scheme, sau erau scheme și voi vreți să le preluați voi și să vă faceți controlul vostru cum a făcut Plahotniuc. Pentru că altfel nu merge. Dar și în domeniul ăsta și în altele, reglementări sunt necesare. În ce formă, eu n-am văzut proiectul, să mă expun pro sau contra, dar reglementări pentru a aduce bani în buget de stat sunt necesare. Ok. Despre prima casă, dumneavoastră ați vorbit undeva? Prima casă plus, revenirea la acest proiect? Din nou, criticat ceea ce a fost introdus de guvernele anterioare, trebuie să dăm cezarul ceea cezarul, pe timpul lui Plahotniuc a fost acest proiect. Așa. Era prim-ministru Filip, mi se pare că atunci asta a fost în 2018, așa. Și a fost un proiect bun. Acum când se apropie de lege și au dat seama că au greșit și hai să-l întoarcă înapoi. Păi, cum să motivez funcționarul cel public, tânăr, să lucrezi la stat? Salariile, dacă nu ești ministru, sunt mici, dar miniștrii pun numai pe cumătrii lui Maia Sandu și nu știu cui, sau oameni de partid. De ce atunci când a fost introdus acest mecanism și dezvoltat de guvernele noastre, guvernul nostru când am fost, a fost să motivăm oamenii, tinerii, să rămână în sectorul bugetar. Și era un mecanism, instrument bun. Ei l-au distrus. Și acum încearcă să-l întoarcă. O să vedem cum. Dar eu cred că n-o să facă nimic. Este doar o lozincă electorală. Puteți să-mi traduceți în limbaj uman ce înseamnă decizia Parlamentului de a majora cu peste 1 miliard de lei deficitul bugetar, care a ajuns la 17 miliarde pe mine și pe mătușa Eliana? De ce ne interesează știrea asta care a venit? Să înseamnă că bani venituri la buget nu sunt și statul trebuie de undeva să împrumute suplimentar bani pentru a plăti salariile, scuzați că vorbesc chiar de miniștri, deputați, naționalici și alții. Și atunci pun întrebarea, dar nu era mai bine să vă deziceți de două radare câte 300 de milioane? Asta 600 de milioane. Să furați mai puțin la păcură, la gaz, la multe altele și aveți să fiți în profit. Dar nu se primește așa. De ce? Și asta nu e ultima modificare. Situația în buget e foarte, foarte gravă. Eu discutam recent cu niște primari. Ei îmi spuneau, domnul Dodon, așa ceva nu a fost. Noi înainte măcar mai făceam niște drumuri, mai aveam niște bani la buget, făceam investiții. Acum nu e nimic absolut. Și nu spun că bani la buget nu și nici nu o să fie. Și atunci eu am o întrebare foarte simplă către această guvernare. Voi vă lăudați că tăți vă ajut. Europenii, americanii, tăți vă dau bani. Unde-s banii? Ori nu vă dau, ori vă banii furați. Haideți să ne clarificăm. Dar mai departe o să fie și mai greu. Pentru că eu am spus să schimbă guvernele în țările de unde până acum ei aveau suport. Nu o să mai fie șara cei care au fost. Și oamenii își pun întrebarea, dar noi pentru ce investim? Ce se întâmplă acolo? O să apară întrebări în ceea ce ține statul de drept,
O să apară, da, apar întrebări cu reforma justiției, așa numită. Deci mai departe, cu bugetul, sub această guvernare, dacă nu vin profesioniști, o să fie mult mai greu. Noi simțim acest lucru cu regret. Dar este sau nu o investiție importantă și strategică pentru Republica Moldova? Iată, acest stadion de vreo 85 de milioane. Pentru ce, domnul Gonță? Nu, locuri de muncă. Vă cumpere material de construcție de la ei noștri. Nu este așa ceva prioritate pentru Republica Moldova acum. Da, în sport trebuie investit. Dar mai bine dați la sportivii care participă sau care se antrenează pe intern, participă pe extern, dați-le ceva finanțare suplimentară în loc să 1,5 miliarde, aproape 2 miliarde să băgați în colo? Pentru ce? Bani împrumutați, bani care sunt necesari pentru alte priorități. Asta e bătaie de joc de banii bugetari. De ce construcția de stadioane acum, eu cred că nu este o prioritate. Ceea ce se întâmplă în jurul acestui pobeda, victoria lui Ilan Șor, reținerile astea, protestele, deputații care n-au acces în sala de ședința Parlamentului Republicii Moldova, au voie să protesteze la o distanță de 25 de metri de instanță de judecat. Nu știu, poate a mai fost așa ceva, eu nu mi-aduc aminte, ce scuze, nu vreau să fiu părinitor. Este totuși o opoziție ca și voi, socialiști. Susținere nu prea văd din partea domniilor voastre, niciun cuvânt. În general, care, cum vedeți dumneavoastră, și doi, iată, a doua parte a răspunsului, vă rog, cu privire la faptul că poate ar fi binevenită totuși o susținere, măcar așa. Noi tot timpul am sunat opoziția și tot timpul am avut o poziție comună în acest sens. Dar răspund la întrebarea de bază. Noi nu ne vom uni cu Partidul Ușor. Partidul Socialiștilor nu va face blocuri, alianțe, cu Partidul Ușor sau cu conglomeratul Partidelor Ușor, care se numește Pobeda. Au agenda lor, sunt împotriva guvernării. Noi salutăm orice inițiativă împotriva care duce la scoaterea acestei guvernări. Dar alianțe, blocuri și multe altele noi nu vom face. Asta e primul. Doi. În ce ține de atitudinea celor de la guvernare? Mie se pare că ei se bucură când aceste partide mai fac câte o șoti. Pentru că le dă agenda. Eu ce arăta la televizor, ea că vedeți oamenii rușilor, vor să ne dea jos. Noi că Wagner a vrut să ne facă revoluția, mă, Wagner nu, e musăiește. Asta e agenda care pentru Maia Sandu e perfectă. Evident că cum reacționează guvernarea, că nu-l dă voie să intre în sală și multe altele, lucrul ăsta nu este corect. Opoziția are dreptul la să expună. Eu văd că aminte cum Gonță ăsta, scuză, Grosu, arunca cu apă și cu ucioarele în colegii mei în Parlament în luna decembrie 2020. Când era în opoziție. Când era în opoziție. Păi pentru aceea trebuie ce să facem? Să le interzicem să intre în Parlament 10 ani? Ei nu pur și simplu au ieșit la microfon, cum au ieșit ăștia, ușor. Deci această atitudine față de opoziție este una inadmisibilă și ilegală. Noi de ce așa am venit cu proiectul de hotărâre a Parlamentului de demisia domnului Grosu de funcția de speaker al Parlamentului? Pentru că am încălcat regulamentul, am încălcat drepturile opoziției. Deci lucrul ăsta nu este corect. Sau ceea ce fac ei cu doamna Bașcana Găgăuzi. Vă place, nu vă place. Dar ea este Bașcana Găgăuzi. Ea trebuie să fie membra guvernului. Așa scrie în lege. Așa scrie în Constituție. Iar e mandat aprobat de toate etapele, toate curtea de apel, judecată. De ce nu-i permiți? Dreptate... De ce că nu vă place? Nu știu, mie multe lucruri nu-mi plăcea când eram șef de stat. Dar este Constituție, este lege, că trebuie respectată. Pe că diferența între actualul președinte și viitorul președinte Stoianoglu. Stoianoglu va respecta legea. Îi place, nu-i place. Este lege. Deci aș spuneam că dacă după ce Maia Sandu pierde legile, o să înainteze deputații 62 la prim-ministru, mai că eu steam, președintele este obligat să respecte legea. Nu așa cum a făcut Maia Sandu. Când în anul 2021, Parlamentul, majoritatea parlamentară, adică peste 51 deputați, au înaintat candidatura la președinte, domnul Golovatiuc, președintele era obligat să semneze decretul de desemnare. Mai Sandu și... Dar nie nu-mi place. E că asta e diferența. Asta e diferența între abordare, între om de stat și pur și simplu om care întâmplător a nimerit în această funcție. Noi avem 8 minute până la final.
Tocmai de asta... Foarte bine, că s-a obosit, cred că toți deja de mine. De mine nu, poate de invitat. Da, s-a spus că faci trolling. Așa, vreau să vorbim despre reforma justiției. Sau, haideți altfel, despre această ultimă... Tu vrei înainte de somn la oameni să vedi reforma justiției. Ultima ședință a Consiliului Superior al Magistraturii. Evident că nu v-ați uitat, dar măcar așa pe diagonală știrile ați văzut. Unii consideră că ceea ce au făcut cei din conducerea CSM-ului a fost pur și simplu incalificabil, inadmisibil, nu procedeze așa, nu-ți bați joc de proprii judecători în halul ăsta. Alții spun că bine le-a făcut pentru că toți judecătorii care nu sunt cu noi sunt împotriva noastră și trebuie dați afară din sistem. Pentru că mama sau tata cândva au avut casă. Diaspora, ați ales guvernare? Stimați concetățeni, i-ați crezut? I-ați crezut. Păi haideți să avem minte, măcar acum, peste două luni sau cât urmă, trei luni, la următoarele legi. Nu că e bătaie de joc, asta e evident. Evident că aceste autorități de autoreglementare, pentru că CSM este autoritate de autoreglementare în domeniul justiției, la judecătorii CSM, la procurorii CSP, ei nu trebuie să aibă absolut nimic cu politicul. Ei nu trebuie să fie în subordine președinției. Ei sunt autoritate de autoreglementare care își reglementează activitatea instituțiilor subordonate sau domeniilor subordonate conform legilor și Constituției. Acest lucru lipsește total. Acesta nu este stat de drept deja. Aceste instituții, CSM-ul în primul rând, s-a transformat în filială a președinției. Nu-i place, doamne președinte, un judecător. El va fi executat de către CSM. Și eu pun întrebarea pentru cei din CSM. Voi chiar nu înțelegeți ce faceți? Voi nu înțelegeți că lucrurile se schimbă? Uitați-vă în istorie. Lucrurile se schimbă și se schimbă nu în direcția care crede președinția la această etapă. Noi așa ceva nu ne-am permis. Nici în CSM, nici în CSP. Și judecătorii care ne privesc acum, la sigur, și aduc aminte. Pe timpul lui Dodon, așa ceva nu era. Pe timpul lui Stoianoglu, procuror general, așa ceva nu era. Asta e bătaie de joc de proprii cetățeni. Asta e bătaie de joc de întreg sistem judecătoresc și ceea ce se face în procuratură. Dar eu vreau să-i încurajez pe cei care au căzut sub aceste filtre. Nu lăsați mâini în jos. Nu a mai rămas mult. Lucrurile se vor schimba și vor reveni la normalitate, conform Constituției și legii. Dacă acel judecător trebuie să fie acceptat și emis decretul președintelui de numire până la plafonul de vârstă, el trebuie să fie acceptat și numit. Dar nu să facă țedule, cum am s-au lucrat în Italia, și când el încă nu era judecător, era copil și mergea la institut, nu știu de unde a plătit gazda. Și de asta tu să nu faci judecător acum, că nu-i place vestul mai sunt. Așa ceva, așa bătaie de joc nu a fost. Plăhătniucul o făcea, dar o făcea mai delicat. De ăștia merg cu tancul. Și aici e vina inclusiv și a partenerilor dezvoltare. Eu asta le-am spus deschis și domnul ambasador UE și este de american când era. Voi, prin tăcerea voastră, voi sunteți complicii la toată chestia asta. Dar eu sunt fiar convins că lucrurile se vor schimba. Apropo de bătaie de joc. Știți că socialiștii au mers la Curtea Constituțională cu privire la o modificare legislativă cu privire la aeroport? Au avut câștig de cauză? Evident, noi am discutat acest lucru în partid. Au avut câștig de cauză, da? Astăzi la guvern s-a aprobat din nou ceea ce ați contestat, doar că pe procedură s-a modificat astfel încât să nu mai aveți ce contesta. Acum și un an, de când spațiile astea tot se dau în arendă, domnul prim-ministru spune că astea oamenii ușor din sistem încă se opun. În același timp, eu nu mai știu cum să formulez întrebarea asta. Serios, deja e... Este evident. Este evident și eu vreau să-l dau un sfat la investitorii respectiv. Voi doar trebuie să înțelegeți ce se întâmplă. Dacă sunteți investitori, dacă în spatele vostru nu stă echipa guvernării galbene și prin voi, voi sunteți front office, dar din urmă sunt back office, care prin voi vor să iei spațiile la aeroport. Dar o companie serioasă care se respectă n-ar participa în așa ceva. Deci eu vreau să le recomand potențialilor investitori, nu intrați în cărdășii pe aceste subiecte. Cu atât mai mult la final de mandat.
tot ce se face pe ultimele 100 de metri, la final de mandat, are semne foarte mari de întrebare. A mai fost așa. Înainte a plecat Plahotniuc, s-a dat casa presii, nu s-a dat familie. Noi știm. Și le-am întors înapoi statului. De ce? Nu vă aventurați. Dar faptul că cei de la guvernare merg înainte, păi evident că merg. Unii dintre ei cred că sunt veșnici. Ăștia ca mașini de vot botează pentru că au pașaport românesc și gândesc, păi dacă ceva, sau american. Dar justiția te ajunge de urmă, indiferent unde ești. Sunt cazuri multiple în acest sens. Ce sunt cu acțiunile astea huliganice ale oamenilor dumneavoastră din Bălț, domnul Igor Dodon? Vă referiți la cine? Domnul Moroșan, dar ăștia care au fost filmați cu păi două bătaie. Păi judicata le-a dat recent, a spus că e nu-s vinovieț. Care vinovieț? A spus că sunt steanarii, preventiv. Păi, eu e liberat și acolo e demonstrat că nici dosar penal nu a fost deschis. A fost indicația, eu am vorbit cu băieții. Poți să bați așa tare în public și nu... Păi nu s-a bătut. Cine pe cine a bătut? Acolo a fost o provocare. Nu o să intru în detalii pentru că a fost declarația partidului. Domnul Moroșanu, când a venit în Bălți, a restabilit echipa partidnică, a devenit consilier municipal și a început să pună întrebări. Și eu am văzut acele înregistrări, eu am discutat cu domnul Moroșan, chiar o să mă văd zilele acestea. Credeți-mă, are suficientă minte să nu organizeze așa ceva. Deci acolo o să ne clarificăm de ce s-a făcut lucrul ăsta. Cine a stat în urma acestor provocări? O să ne clarificăm. Două minute. Cazul Interpol, aveți ceva... Dar nu știu, eu nu știu dacă ați comentat dumneavoastră. Foarte straniu ce se întâmplă cu Interpolul acesta. A fost gălăgie, gălăgie, gălăgie și acum totul... Până nu prinde bine în electoral. La cineva din cei care au fost arestați, la arest la domiciliu deja, înseamnă că n-au nimic, sau au, sau nu înțeleg care, sau nu vor cineva să înceapă a vorbi. Noi știm informații, am auzit cum diferiți oameni cu bani mari, nu moldoveni, ucraineni, chinezi, care aveau probleme cu legea și erau dați în Interpol, prin Moldova devineau fără probleme. Că erau dosare politice și pentru asta au fost implicați cei din Republica Moldova. Și cum se primește că sunt oameni numiți de pas? Și acum tot îi dat tăcere. Dar cu vama. Actele de corupție de acolo. L-au arestat pe șeful Nord. Asta nu e un vamer simplu. Sau nu e șeful la un birou vama. Noi avem vama Nord, Centru, Sud. Și atunci când arestează șeful vamii Nord, vă dați seama ce înseamnă acesta? Și asta paralel cu informația că a crescut contrabanda de țigări din Moldova în România. Și conform datelor Uniunii Europene, României, nu a noastră. Păi, doamna Maia Sandu, păi ce se întâmplă? Sau tot o să spuneți că nu sunteți responsabili? Dar ce Maia Sandu nu l-a invit acum pe șeful Vamie, că așa se șadă, cum șadă cu Nimerincu? Sau pe ministrul finanțelor, că e în subordinea lui? Sau pe ministrul din interne să-l cheme, să băie, dar ce-i cu Interpolul cel? A, nu dă bine. Păi sunt oamenii care ați numit voi. Haos, aroganță, neprofesionalism. Oameni care au nimerit întâmplător la guvernare și nu știu ce să fac cu asta. O furat cât o furat și mai departe nu știu ce să fac. Asta este părerea dumneavoastră. Domnul președinte, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici. Domnul Gonța, eu vă mulțumesc concetățenilor. Totul va fi bine. O să mergem cu un candidat comun la prezidențiale, nu facem campanie prezidențială, că încă este de vreme, dar ne vedem în teritoriu și o să luptăm și vom reuși ca Moldova să fie totul bine. Mersi. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.